Ministerul Fondurilor Europene, prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, a început distribuirea celei de-a doua tranșe a pachetelor de igienă pentru început în 4 județe din țară. În ianuarie a fost distribuită prima tranșă a acestor pachete, iar în următoarea perioadă va începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă și în județele Neamț, Iași și Constanța. De asemenea, spre sfârșitul acestei luni, Ministerul Fondurilor Europene va începe și distribuirea primei tranșe a pachetelor cu alimente și acestea au o finanțare europeană în valoare de 1 miliard de lei.